Sunt decizii importante așadar ce au fost luate pe de-o parte la summitul G7, pe de altă parte foarte probabil urmează a fi luate și la nivel european. Alături de mine la această oră de aici, din Parlamentul European din Strasbourg, este Dragoș Tudorache, europarlamentar Renew. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu mulțumesc pentru invitație. Am văzut discuția de la summitul G7 și direcția în care ar trebui să meargă așadar statele din acest format. Ce se întâmplă însă la nivel european, că noi mai știm povestea aceasta dezbătută aici destul de intens? Eu aș spune că, în primul rând, e important să marcăm acest moment. Deci faptul că s-a luat această discuție în cadrul G7 arată o direcție care vine din partea acestor democrații, marile economii în format democratic ale lumii, să spun așa, pe un subiect care nu a făcut consens până acum, nici măcar pe dimensiunea transatlantică, și de aceea, din punctul meu de vedere, acesta este un moment, aș îndrăzni să spun, istoric. Și pe ceea ce marchează această decizie, eu sunt convins că va urma și decizia la nivel european și așezările la nivel național pe acest sistem de taxare. În mod concret, noi vorbim despre, ca să fie cât se poate de simplu și pentru cei de acasă. Acolo unde faci profit, acolo să-ți plătești și taxele. Cam asta zice grosomodo, să spunem, discuția. De fapt, dacă mergem mai adânc, mai în profunzimea acestei probleme, observăm că apar niște virgule. Hai să încercăm cumva să explicăm în ce sens s-ar modifica lucrurile și de când, de fapt. Cred că ultima parte a întrebării e cea mai simplă sau și cea mai complicată, de când urmează să vedem și formatul deciziilor pe care fiecare în Statele Unite la nivelul lor, Japonia, celelalte state și noi la nivel european vom ajunge să luăm această decizie. Însă vorbeați de virgule și sunt într-adevăr niște virgule acolo și cred că este important pentru toți să înțelegem care sunt și pragurile. Deci se vorbește în primul rând de un prag de peste 10% profit. Deci aceste taxe de 15% minim se vor aplica pentru profiturile care depășesc 10%. Poate părea puțin lucru sau poate părea că nu e o decizie chiar atât de importantă pentru că până la urmă asta vizează doar câteva companii și bineînțeles că, apropo de virgule, rămân eternele optimizări fiscale pe care companiile multinaționale știu foarte bine să le facă. Deci e foarte posibil în continuare să mai fie multinaționale, companii mari, care să reușească să nu ajungă la pragul de 10%. Însă, oricum ar fi, cred că semnalul politic care se dă este unul important. Se încearcă acum, în sfârșit, să se ajungă la un element de echilibru în relațiile economice globale și de a ajusta cumva un avantaj competitiv, din punctul meu de vedere, necinstit, pe care mulți din acești giganți, și nu vorbim doar de industria tech, doar de industria digitală, ci și alte companii naționale mari, le aveau față de alte companii mai mici. Bun, și nu făceau nimic ilegal, asta să nu, fie clar, că nu, ar fi fost opriți mult. Exploatau niște portițe care acum se mai închid cu această decizie și un efect pe care îl vom mai vedea va fi asupra paradisurilor fiscale, care, bineînțeles, își vor vedea modul de lucru și modul de business afectat de această decizie, dar, repet, din punctul meu de vedere este un lucru bun, este un start important. Ca de obicei, cum spune englezul, devil is in the details, da? Vom vedea acum detaliile de implementare a acestei decizii și felul în care această decizie va fi transpusă, cel puțin pentru noi la nivel european, dar și pentru partenerii noștri transatlantici, și rămâne să fim vigilenți pe această formă de implementare, pentru că dacă nu vom reuși să demonstrăm că ea vine cu niște beneficii clare pentru celelalte companii care jucau cinstit, să spun, în piață, și bineînțeles și pentru cetățeni care trebuie să vadă și să simtă că ceea ce se produce, inclusiv prin aportul lor, se și taxează în mod cinstit și legal, dacă nu dăm aceste mesaje și nu se văd aceste beneficii, va fi dificil să susținem o astfel de
de direcție în continuare. În școlile de economie chiar se învățau, să spunem, variantele acestea de a plăti taxe mai mici, de a-ți maximiza cumva profitul prin felul în care alegeai, să spunem, unde să lucrezi, cum să lucrezi și în baza căror legi. De aceea am simțit nevoia să subliniez că n-a fost niciodată o poveste ilegală, ci doar una la limita moralității. Da. Și mult timp s-a discutat pe marginea acestui subiect. Așa cum mult timp s-au făcut liste și listuțe privind paradisurile fiscale. Fie că vorbim despre Uniunea Europeană și am depistat vreo 2-3 și pe aici, fie că vorbim de paradisurile fiscale din afara Uniunii și acolo lista a fost mai lungă. Care e situația acum? Inclusiv pentru aceste, să ne spunem, paradisuri fiscale sau semi-paradisuri fiscale. Și aici tot așa, la pe limită, mine da. Mă interesează mai mult ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Este evident că și pentru aceste state membre vor trebui să-și revizuiască în acest moment politicile fiscale sau vom vedea în urma transpunerii acestei decizii luate la nivelul G7 și a modului în care ea va fi adoptată la nivel european. Vom vedea ce înseamnă pentru economiile Luxemburgului, pentru economiile Irlandei și tot așa, și politicile fiscale pe care vor trebui să și le adopte. Dar, repet, semnalul politic e cel de reechilibrare, de aducere a tuturor acestor companii la un nivel nu egal, că nu egalitatea se urmărește, ci o egalitate de șansă, să spun așa, în piață. De tratament. De da. Tratament, exact. Și, repet, e un lucru bun. Deci a fost o decizie importantă și cred eu care va avea un efect pozitiv asupra economiilor noastre. Și cum va fi implementată în România, de fapt? Va fi implementată în România, la fel ca și în celelalte state membre, după ce va avea loc o discuție la nivel european și vom vedea cu ce normă se va veni la nivel european, ce rămâne pentru implementare și pentru decizii la nivel național, pentru că va exista un joc, să spun, pe două paliere aici. Cred eu și țara noastră, ca și celelalte state membre, vor trebui să-și revizuie, dacă e necesar, politicile fiscale pentru a se conforma cu ceea ce va fi o decizie europeană, luată la nivel european în această materie. Poate exista și un impact negativ odată ce această decizie este luată, nu știu, să-și facă bagajele eu unii alții s-a și spus, să se mute? S-a spus de foarte mult timp că vor fugi companiile multinaționale dacă se vine cu un astfel de sistem de taxare. Eu nu cred în asta. Pentru că și de altfel am văzut un semnal pozitiv din partea multor companii mari la nivel global care au reacționat la decizia G7 pozitiv, spunând că ele se bucură de această decizie. Bun, să înțelegem că își asumă responsabilitatea consecințelor acestei decizii și asta e un lucru bun. Repet, eu nu cred că va exista un impact negativ în sensul dispariției unor companii din piețele europene. Cred că interesul lor economic, comercial, rămâne foarte important în spațiul economic unic european. Aici se fac profituri foarte bune pentru aceste companii. Vorba aceea, de aceea au venit. Adică... De aceea au venit, de ordinul miliardelor pentru anumite companii, deci nu văd de ce ar pleca, ci, repet, doar o chestiune de responsabilitate și de responsabilizare a modului în care își vor plăti de acum încolo taxele. Dacă privim și dincolo de această discuție, în general, la felul în care se mai pot schimba lucrurile la nivelul companiilor, fie ele companii foarte mari, multinaționale, fie companii ceva mai mici. Pregătiți și alte schimbări la nivel european în ceea ce privește, nu știu, taxarea, impozitarea firmelor? Mai există astfel de dezbateri? Deocamdată nu ceva care să ducă foarte rapid la alte măsuri. Eu cred că ceea ce e important de văzut aici este legătura dintre acest subiect și această discuție despre taxare și cadrul legislativ mai larg pe care îl făurim acum la nivel european pentru companiile digitale. Pentru că, de fapt, dacă ne uităm și la subiecții cărora le se adresează în special chestiunea taxării, ele sunt, de fapt, tot giganții tehnologici.
Pentru că ei, de fapt, în principal sunt cei care produc aceste venituri foarte importante, aceste profituri foarte importante. E timpul lor, cum s-ar zice. Absolut. Și prin modul de derulare a unei afaceri digitale, practic ești prezent la nivel global, ești prezent în toate piețele, cu aceleași tipuri de servicii sau cu servicii adaptate. Deci trebuie văzută această decizie și felul în care ea se va implementa pe zona de taxare cu acest cadru pe care îl pregătim pe zona de responsabilizare acestor companii și la nivel de conținut. Și nu există niciun supraveghetor, să spunem cu adevărat, da. Nu exista până în acest moment. De acum încolo, cu noile reglementări europene, care, bun, va mai dura ceva până le vom negocia în Parlament, cu Consiliul European, și până la implementare, dar într-un an, în doi ani de zile, le vom avea și va fi pentru prima oară când va exista un cadru reglementar clar pentru ce înseamnă responsabilitatea platformelor digitale pentru conținutul pe care îl găzduiesc. Că e vorba de platforme de social media, că e vorba de marketplace-uri care vând produse către online, către populație, toate vor trebui să-și asume niște responsabilități pentru conținutul pe care îl găzduiesc și ceea ce oferă către client. Și atunci, dacă punem alături responsabilitatea pentru conținut și responsabilitatea pentru o taxare rezonabilă, atunci avem pentru prima oară un nou cadru în care aceste companii își desfășoară activitatea în cadrul pieței europene și eu cred că este un moment foarte important, repet ce am spus și la început, că e un moment istoric pentru noi ca Uniune și felul în care încadrăm aceste noi activități digitale pe continentul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru prezență, Dragoș Tudorache. Eu mulțumesc. Iar vouă,